Farul Constanța întâlnește Rapid București în etapa 13-a din Superliga, într-un duel crucial. Ambele formații caută victoria, având același număr de puncte, 13, și ocupând locuri apropiate în clasament. Etapa 13 a Superligii 2024-2025 programează un duel interesant între Farul Constanța, campioana României din sezonul 2022-2023, și Rapid București în această seară de la ora 21 în Giulești. Ambele echipe se află într-o poziție similară în clasament, Rapid ocupând locul 12 cu 13 puncte, iar Farul poziția 11 tot cu 13 puncte. Rapid vine după un rezultat dezamăgitor 0-2 cu FC Botoșani, iar Farul a remizat 1-1 acasă cu Dinamo. Niciuna dintre echipe nu a reușit să se impună pe teren propriu sau în deplasare în acest sezon, iar victoria este esențială pentru ambele formații pentru a urca în clasament. Farul va trebui să se descurce fără Ionuț Larie, Gabriel Iancu și Ionuț Cojocaru accidentați. Hagi își dorește ca jucătorii săi să gestioneze bine meciul, fiind conștient de importanța punctelor pentru ambele echipe. Am zis că ne cunoaștem foarte bine, am zis că ne știm, știm ce ne așteaptă, așa că avem experiență să trebuie să gestionăm bine toate detaliile care sunt legate de adversar, de climă, de suporte, de teren. De toate trebuie să ne adaptăm la toate și să facem mai bine ca ei. Cum și ei își doresc să facă mai bine ca noi. Ambele echipe sunt într-o situație care au nevoie de puncte. Cu siguranță că și sperăm să vedem două echipe care vor să câștige. Jucătorii Farului și-au propus să lase Rapidul fără victorie și de această dată. Va fi un meci foarte greu și noi și ei avem nevoie de puncte. Cred că este crucială victoria aceasta și trebuie să mergem acolo să ne impunem jocul și să controlăm meciul. Într-adevăr, ne dorim să continuăm această linie Rapidului fără gol marcat acasă și fără victorie.